Da, adică să vezi zone superbe umplute de gunoi, de orice fel de gunoi, dar și de plastic, nu e o treabă bună deloc, asta fără doar și poate. Dar felul în care plasticul este folosit ca temă de propagandă și ca pârghie politică și de influență, o, da, absolut da. Cum este și încălzirea globală? Este încălzirea globală reală? Absolut că este reală. Este încălzirea globală reală? Da. Da. Poate omul să facă ceva să schimbe cursul firesc al planetei, care a mai trecut de 100 de ori, de 100 de ori așa, că am un număr, dar de mai multe ori, până cicluri de încălzire globală? Eu cred că răspunsul e nu. Unii zic că da. Și folosesc tema asta, care e o temă reală a încălzirii globale. Și acum plasticul, da, e o temă reală. E o temă reală, fără doar și poate. Dar poate fi folosită? O, da. Și este folosită? O, da. Și în alte domenii decât cel concret al, bă, hai să nu mai aruncăm ca niște psihopați plasticul peste gen natură. Găsim dracu altă, că de-aia suntem deștepți rău de tot. Te găsim o aplicație pentru asta. Ok. Tare ceva arăt sau? Bun.